În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi este ultima duminică, 33-a, numită și a lui Zaheu Vameșu, iar de duminica viitoare, spre satisfacția unora sau spre supărarea altora, începe Evanghelia Triodului, adică Apostolului Mare, altă grijă, altă responsabilitate, altă pregătire duhovnicească și încep duminicile pregătitoare începerii postului pătimirii Mântuitorului Iisus Hristos, adică postul învierii. Și dacă ați fost atenți, timpul aleargă foarte repede între aceste două sărbători, naștere și înviere, sau cum îi spunem în termen popular, între Paști și Crăciun, și trebuie să fim permanent prezenți la vămile Văzduhului, așa cum era prezent și Zaheu în momentul când a auzit că Iisus se apropie de locul unde și El avea locuința și casa Lui. Am avut ocazia și chiar mă gândeam în timp ce se citea Evanghelia, uite pe acolo, am călcat cu piciorul și am și prins o așche din aceea, din dudul pe care Mântuitorul l-a binecuvântat și l-a chemat pe Zaheu să dea jos din el și am încercat să mă închipui cam cum a avut loc acest eveniment. Închipuiți-vă o mulțime de oameni cum sunteți astăzi la biserică și învățătorul în mijlocul lor s-a apropiat de locul unde era Dudu. Acest Zaheu, cum era și firesc, era vameș. Dumneavoastră știți ce înseamnă vam. Locul unde se tocmesc și se negociază mărfurile și este unul din cele mai vechi modurile și țările și localitățile și triburile și toate națiile Pământului de a face schimbul de mărfuri sau de a vămui cum este astăzi taxa de drum, pentru că treci prin zona mea, trebuie să lași ceva. Și aceasta se chema vamă. Iar acest vameș era recunoscut prin două mari, ca să spun, calități. Una, că era foarte avar, deci avea suficient. Și întotdeauna vămuia cu maximă străduință. Și aceasta o recunoaștem din ceea ce spune el în final. Dacă am năpăstuit, întorc împătrit sau jumate din avere o dau la săraci. Ești foarte atent. Dar în același timp avea și acea calitate a conștientizării a ceea ce face. Deci nu s-a ascundea după deget. Nu o făcea pe credinciosul și nici nu o făcea pe Sfântul. Deci, cu adevărat, era un om păcătos, își cunoștea neputința și în același timp își cunoștea și măsura. Dar în mirarea lui de a vedea pe Fiul lui Dumnezeu, primul lucru care l-a făcut, s-a suit într-un pom exact ca la stadion, când te sui să vezi o partidă de fotbal și vrea să vadă ce se vede împrejur. Ce face acest om minunat? În momentul în care Iisus a venit și s-a apropiat de Duh, de Dud, i-a spus atât, Zaheu, dă-te jos, astăzi în casa ta trebuie să rămân. În termen literar, Iisus Hristos a intrat și a mâncat în casa Lui. În termen alegoric, Iisus Hristos se pare că a intrat în inima Lui și l-a făcut să-și coboare mintea din înălțimea părerii de sine. Iar în termen spiritual de tot, se pare că chiar Zaheu, văzându-L pe Hristos, și-a coborât mintea în inimă și-a înțeles că trebuie să-și vadă întunericul. De ce spun lucrul acesta? Sfântul Grigore Palama folosește această înaltă rugăciune. Doamne, luminează-mă întunericul inimii mele. Și de ce spune lucrul acesta? Luminătorul trupului este ochiul, deciodată, iar luminătorul sufletului este mintea. Unde stă sufletul? În inimă. Acolo e casa lui. Unde stă mintea? În cap.
Unde stă capul? Deasupra inimii, da? Unde era Zaheu? În copac. Deci stăsuise printre faptele lui, crezând că a ajuns cineva. Avea casă, avea avere, avea slugi, avea de toate. Dar în clipa în care a fost străpuns de harul dumnezeiesc, mintea lui s-a coborât în întunericul sufletului. Și atunci a auzit glasul lui Dumnezeu în termeni pământești. Zaheu, astăzi în casa ta trebuie să rămân. În momentul în care tâlcuim această măsură a pericopei evanghelice, avem trei moduri de a tâlcui. Unu, șederea în casa pământească. Și dacă o să mergeți pe la Ierusalim, o să vedeți cum stă copacul ăla de 2000 de ani așa îmbrăcat într-un fel de bisericuță de sticlă, pentru că dacă fac toți cum am făcut și eu, nu rămâne nimic din el, că fiecare caută să rupă și să ia câte o sclepeniță. În momentul în care a intrat Iisus în sufletul lui și a cunoscut păcatele, iar în momentul în care a spus că întoarce împătrit ceea ce a greșit, eu asta am mai spus-o cândva odată de mult și o spun și astăzi. Se pare că etapele de îndreptare a lui Zaheu sunt cele patru etape și din taina spovedaniei. De aceea spune că întoarce împătrit. Și ce înseamnă această împătrire? 1. Conștientizarea păcatului, fuga prin copaci, fuga după vânt, fuga după nebunială, fuga după deșertăciune, cum spune Sfânta Scriptură. Când toate le dobândești în groapă, te sărășuiești. Când pui țarină peste țarină și casă peste casă, nimic nu dobândești. Nu aduna bogăția care o mănâncă furii și moliile și o strică răufăcătorii. Și toate celelalte ale Sfintei Scripturi, despre care nouă ni se arată, că nouă nu ne este dat decât pământul. Gol am ieșit din pântece și gol mă voi duce. Iov. În momentul în care Zaheu a conștientizat acest lucru și a văzut pe Fiul lui Dumnezeu, recunoscându-și păcatele, a doua etapă a făcut să le și mărturisească. N-avea să dea Evanghelia și să relateze evanghelistul ceea ce a făcut Zaheu în întâlnirea cu Hristos de amănuntul. Ați avut musafiri acasă vreodată la masă. Discuți vrute și nevrute. Multe și mărunte. Importante și neimportante. Interesante și mai puțin interesante. Ei, discuția între Zaheu și Mântuitorul a fost foarte principială și la obiect. Dar pentru că spovedania lui Zaheu se făcea în văzul tuturor oamenilor, și stăteau toți gură cască să vadă cum va reacționa Dumnezeu cu acest Zaheu. Unii că îl știau zgârcit, unii că îl știau mai aspru, unii știau că vămuiește cum vămuiește, alții că știau care, că a făcut rău. Ce a zis? Ăsta sigur acum Dumnezeu o să aibă ceartă cu el. Nu! Finețea Mântuitorului Iisus Hristos l-a făcut pe Zaheu să pronunțe cel mai interesant cuvânt, foarte interesant, dar și cu acoperire și cu mărturisire. Dacă am nedreptățit, fiindcă știa că s-ar putea să fie de față vreunul din cei nedreptățiți și nu putea să spună, Doamne, nu prea am făcut rău, știi toate zbune. Dacă am nedreptățit, iată, prima dată, își recunoaște greșeala, întorc împătrit, adică am de unde să dau dacă cumva l-am, adică avea în exces. Dar dacă am nedreptățit, ce? Sufletul din mine... Acum sunt în fața ta și mă spovedesc. În momentul în care a trecut la etapa a treia, etapa a treia a fost spunerea păcatelor, așa cum faceți și voi când vă spovediți, și cea din urmă a fost dezlegarea pe care a dat-o Mântuitorul, nu în chipul cum o facem noi astăzi, tierște dezleg cu puterea ce mi este dată, ci într-un cuvânt cu totul frumos. Astăzi s-a făcut mântuire și casei acestea. Deci vedeți ce frumos? N-a spus în clipa aceasta îl iert, pentru că clipa trece. N-a spus în momentul acesta îl iert, că momentul trece. N-a spus acum îl iert, că momentul trece. A spus astăzi. Și noi când citim Evanghelia spunem, astăzi de veți auzi glasul lui Dumnezeu, nu învârtoșați inimile voastre. Ce este cu acest astăzi? Acest astăzi este legat de un drac al amânării.
urât, bătrân și slut pe care părintele Cleopa îl descria în chip caragios în istoriile acestea cu demoni și spunea că el sădește în om păcatul, cum ai bate cu ciocanul un pui până nu-l mai poți scoate de tot dintr-un trunchi de stejar și îl mai și îndoi de desubt, adică faci din patimă obișnuință. Și a întrebat satana cel bătrân pe satana cel și mai experimentat și ai câștigat multe suflete în modul acesta? Și a zis, întunecimea voastră, cu iertare să-mi fie, cad creștinii la acest păcat, cum cad fulgii de zăpadă iarna când viscolește. Și de ce? Păi zice, niciodată nu le-am spus creștinilor că nu există Dumnezeu. Niciodată nu le-am spus creștinilor că nu există pocăință. Niciodată nu le-am spus creștinilor că nu există milostenie sau nu există iertare sau nu există evlavie sau nu există rugăciune. Toate există, dar nu azi. Mâine. Astăzul lui Dumnezeu e legat de veșnicia noastră. Mâinile lui satana e legat de iadul nostru. Pentru că ce spune Sfântul Vasile cel Mare? Cel ce ți-a făgăduit că îți dă ție astăzi dimineața, nu ți-a făgăduit că ajunge Sfințitul Soarele, adică seara. Iar cel ce ți-a făgăduit seara, nu ți-a promis și nu ți-a făgăduit că te vei trezi dimineața. De aceea, printre cei care sunt azi în biserică, ați avut ocazia să vă puneți cu un semen la masă și a doua zi să nu-l mai vedeți, sau să vă puneți cu cineva la culcare și a doua zi să-l găsiți mort în casă, deci fără să știți că el avea să petreacă acea dramă în următoarele clipe. De aceea Iisus Hristos s-a adresat lui Zaheu cu astăzi. Deci acum, în această clipă, clipa va trece. Dar când spun astăzi, fiecare clipă e a lui astăzi. Deci nu o lași pentru cea de mâine. Și în felul acesta, Zaheu a câștigat încrederea lui Dumnezeu în ce formă? Personală, ca vameș, dar a câștigat și fiii fiilor lui Zaheu, și fiii fiilor lui Israel, și fiii fiilor neamurilor, astăzul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Și ca să vedeți că Mântuitorul își păstrează cuvântul, în momentul când stătea la cruce cu capul plecat, după ce a zis cuvintele Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, la un moment dat, un tâlhar văzând hula celuilalt a zis, ăsta e nevinovat, pătimește pe nedrept, ai văzut, n-a scos un murmur, de ce îl batjocorești? Și ăla s-a iritat rapid. Și atunci tâlharul ăsta a zis, de ești tu Fiul lui Dumnezeu, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Iar Mântuitorul și-a adus aminte de același cuvânt care l-a spus lui Zaheu, că astăzi înseamnă și trecut, și prezent, și viitor. N-are un început și un sfârșit, noi nu cunoaștem astăzi lui Dumnezeu, și i-a spus așa, astăzi vei fi cu mine în rai. Deci iată ce frumos. Și era miezul nopții. Deci astăzi vei fi cu mine în rai. Deci la Dumnezeu întunericul lumină este. Și în momentul în care a făcut Mântuitorul această minune cu Zaheu, cei care au fost comentatorii sau observatorii sau analizatorii, nu a textului, ci a întâmplării în sine, au venit și s-au adresat cu întrebări din acestea, cum obișnuim și noi uneori să ironizăm. Păi da, învățătorul vostru mănâncă cu vameșii și cu păcătoși. Mântuitorul n-a lăsat nepunctat această jignire, ci a profețit-o. A profețit-o. Știți când a profețit-o? Când era Ioan la Iordan. A venit Fiul omului, mâncând și bând, și nu l-ați primit. A venit Ioan, nemâncând și nebând, și nu l-ați primit. Pe proroci ați ucis cu petre, mormintele părinților le-ați văruit și a învățătorilor de dinainte. Cine v-a spus vouă că scăpați de o sândă care vine pui de năpârcă și de viperă, întreba în Vechiul Testament. Ei, același lucru l-a făcut și Mântuitorul. A mâncat cu vameșii și cu păcătoșii ca să le dea de înțeles că mai târziu în activitatea mesianică avea să rostească cea mai frumoasă Evanghelie
pe care noi o trecem cu vederea în toate zilele sau o ascultăm și ni se pare una normală, când Mântuitorul a spus așa: un împărat mare a făcut o cină și a invitat pe toți supușii săi. Și unul a spus: am boi, 5 perechi, mă duc să-i prubez. Am țarină, mă duc să o văd. Am femeie, nu pot să vin. Și atunci stăpânul a spus: mergeți prin târguri, prin ulițe, prin încrucișări de drumuri, adică prin unde intersecții din astea, cum e sensul giratoriu. Mergeți oriunde, pe la piețe, pe la garduri și adunați-i pe toți să intre la mine. Și ce a spus Mântuitorul în Capernaum, tot la una din predicile sale, locul unde a făcut cele mai mari și mai multe minuni: se va lua împărăția de la fiii acesteia și se va da altora. Adică, pentru voi am făcut minuni, pentru voi am venit, din neamul vostru m-am întrupat, din neamul vostru am crescut și am trăit și nu m-ați cunoscut. Și aici spune și acel cuvânt dur Mântuitorul Iisus Hristos: Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să adun pe fiii tăi cum adună cloșca puie, dar n-ați vrut. Dar vă spun vouă că piatră pe piatră nu va rămâne. Deci atâta nădufă a avut Hristos când a văzut atâta îndrăcire sufletească. Ei, și i-a simțit și în locul acesta, în același mod și în aceeași măsură, ironic și plin de dezinvoltură, învățătorul vostru mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Și atunci Mântuitorul, ca să nu jitnească pe absolut nimeni, că l-ar fi atins poate și pe Zaheu, s-a apropiat liniștit și a spus așa. Dar asta a fost cea mai mare ironie. Ei nu și-au dat seama ce fac. Și nici nu și-au dat seama ce cuvânt ascultă. Noi uneori îl folosim ca parabolă în sens bun, dar el este taman în sens invers. Deci el este făcut, cum e proverbul popular, bate șaua să priceapă iapă. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, cei bolnavi. Adică voi, dacă sunteți vindecați și mântuiți, nu mai stați în preajma mea, mergeți, sloboziți-vă. Lasă, cei păcătoși stau cu mine. Și atunci i-am furiat. Și știți de ce i-am furiat? Că la un moment dat Mântuitorul s-a băgat în templu și într-o zi de sâmbătă i-a spus femeiei gheboase: ridică capul. La altă dată i-a spus la omul cu mâna uscată: întinde mâna. La altă dată la orb i-a spus: du-te și te spală și vezi. Și atunci s-au aprins dracii în ei. Au început să-i chinuie tatăl lor cel întunecat. Și primii au spus: 7 zile sunt în săptămână, n-ai timp să faci minuni, tocmai acum, sâmbătă, parcă de luni și până sâmbătă, numai minuni și vindecări se făcea în templu. Nu negustorie cu porumbei și cu turturele și cu mei, că se vindeau pentru jerfe la tarabele schimbătorilor de bani, că dădeai sicli pe dinar sau ce aveai de dat la altar ca jerfa de curățire. Ceilalți au spus altfel: tocmai în zi de sabat vrei să o vindeci? Nu că noi suntem neputincioși și n-am putut, dar tocmai azi ți-ai găsit. Și Mântuitorul a întrebat scurt: ce să cade să faci sâmbăta, binele sau rău? E o întrebare și pentru noi. Ce să cade să faci în zi de sărbătoare? Să vinzi grăunțe în piață sau să stai la Sfânta Liturghie? Și una și alta. Mâncarea e pentru trup și rugăciunea e pentru suflet. Deci Mântuitorul era omul care a înțeles tainele poporului. Nu era un om exagerat. Dar a înțeles că e mai multă nevoie de Dumnezeu decât de mâncare de trup. Și știți când ne-a spus-o în Carantania, omul nu va trăi numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci trebuie să-ți găsești timp și pentru cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care au venit cei de-al treilea și mai înfuriați, acum s-a găsit să vindece în zi de sabat. Mântuitorul i-a întrebat mai scurt: ia ascultați, fraților, să cade să dezlegi
că n-a dezlegat femeia gârbovă. Asinul să-l duci la apă în zi de sabat, era firesc, cum să-ți iei animalul pe căldură în Ierusalim, să crape de sete, că se umflă și dă în el putoarea și nu stai în jurul colibii. Aici au amuțit pentru că Mântuitorul le-a spus. Și dacă asinul cade în groapă, nu-l scoți, a pus situația mai delicată, că poate unii chiar nu dădeau apă. Trebuie să ajuți animalul, că e neputincios. Dar dacă dezlegi asinul la apă, cu cât mai mult să nu dezlegi păcatele unui om. Deci vedeți câtă înțelepciune. Iar cei din urmă n-au îndrăznit să-i pună întrebarea Mântuitorului. S-au dus întâi la părinții orbului și au zis, feciorul vostru era orb, parcă ei nu știau și nu-l vedeau în marginea drumului cerșind. Acuși urmează, cândva o să fie pilda. Și ăștia s-au speriat, știa cât îți de dușmănoși cei din lege și din biserica Vechiului Testament. Nu știu, întrebați-l pe el, e major, ce ne întrebați pe noi? Deci părinții efectiv se temeau să spună că copilul lor a fost orb și s-a vindecat de către învățător. Și atunci s-au dus la orb. Orbul vedea, slăvea pe Dumnezeu, se minuna și la un moment dat îl întreabă. Tu nu ai văzut? Cum? Tu ai fost orb? Și orbul le dă un răspuns pe măsură. Și le spune așa. Eu știu că văd. Iar cel ce m-a vindecat se cheamă Iisus. Dar dacă tot vă interesați atâta de El, aș vrea să vă pun o întrebare. Vreți cumva să vă faceți ucenicii Lui? Vă dați seama că s-au demonizat de tot și l-au dat afară din templu. Bați joc de noi, aici în templul lui Solomon. Văzând orbul atâta înverșunare, le-a mai dat și o replică. Și a spus... Chiar nu știu ce aveți, nu știu de ce vă agitați așa, dar știu un singur lucru, că pe păcătos Dumnezeu nu-l ascultă. Dacă n-ar fi fost plăcut lui Dumnezeu, n-ar fi putut face asta, dar acum văd că văd. Deci vedea și cu mintea, vedea și cu sufletul, vedea și cu ochii. Deci întreita vedere, lumina solară sau lumina fizică, fotoni, lumina cunoștinței, deci luminarea minții, din vedere, auzire, că așa spune, credința intră prin urechi și prin văz, și lumina inimii, curățenia din inimă, care te lasă să recunoști că Dumnezeu te-a luminat. Iată că aceste episoade, toate s-au succes unul după altul, de asta vi le-am repetat, nu de a face un compendium din Evanghelie, toate acestea au trecut prin inima lui Zaheu Vameșul, și le-a adus aminte că de fiecare dată toți cei care îl înfruntau pe Iisus primeau un răspuns neașteptat. Și a zis așa, mai bine mă smeresc de bunăvoie, mă plec în fața lui și îl primesc în casa mea că nu voi avea de pierdut. Iar în momentul când s-a văzut în casa lui, ce faci când intri în casa unui prieten? Ai două exclamații, bine v-am găsit, sau bine ați venit, și a doua, oh, dar ce frumos e, vă închipuiți în casa unui vameș câte lucruri minunate erau. La vremea respectivă, mătăsurile, mirodeniile, pânzeturile scumpe, bijuteriile, asta era comerțul Ierusalimului la vremea respectivă. Nu asta l-a impresionat pe Mântuitorul. Sunt ferm convins că s-a uitat la ele cum ne uităm noi afară, în natură. Dar sunt ferm convins de altceva. S-a rușinat Zaheu Vameșul, văzând modestia ucenicilor Mântuitorului, care erau rupți, răpănoși, cu sandale în picioare, cu haine pescărești cârpite sau cusute, să nu aveți impresia că Iisus Hristos îi purta cu cravată și costum Steinmein după el, că erau profeții învățătorului, erau apostoli. Nu, umblau rupți, umblau modești, umblau în haine simple. De aceea spune, vă voi face pe voi din pescari, pescari de oameni. Cine erau pescari în Ierusalim? Era ultima breslă nenorocită, care n-avea acces la ce? N-avea acces la târg, la schimburi de mărfuri care se făceau în bani, sau în mărfuri care trebuia să te duci recari cu cămila să le aduci. Și aici se implica
pază. Deci să ai slugi în subordine, plătite, mercenari, cum s-ar spune în ziua de azi, ca să faci drumul, să te duci după marfă, pentru că circulau tâlhari. Trebuia să ai bani să cumperi marfa, să ai bani să te întreții, să ajungi după marfă, să te întorci înapoi, să ai taraba în târgul unde ai voie și să ai voie de la cezarul roman, să-ți dai dăjdiile ca să poți să intri în târg. Și atunci ce le rămânea? Cârpeau mrejele, intrau pe Marea Galilei cu corabia, cât permitea corăbioarele alea din lemn făcute ca să intre, întindeau năvoadele, scoteau un fel de crap asemănător cu crapul nostru românesc, îl tăiau, îl sărau și îl uscau și îl vindeau la alții mai săraci ca ei. Sau la alții mai care n-aveau nici aia din ce trăi și erau în stare să cumpere pe smet și pește. Și din aceasta își agoniseau zilele. Și atunci sigur că Zaheu când i-a văzut s-a înspăimântat. Uite învățătorul cu ce fel de ucenici este după el. Și atunci a rostit un lucru care știa că îi place Mântuitorului, că auzise el că e omul milosteniei și a bunătății. Și a zis, Doamne, promit, jumate din avere o dau la săraci. Care este acea jumate din avere pe care noi o dăm la săraci? După Maxim Mărturisitorul și alți tâlcuitori ai Sfintei Evangheliei, averea pe care o dăm noi la săraci este de două feluri. Cea pe care vă repet eu tot timpul când vin autocare sau ne mai întâlnim grupuri și vă explic cu femeia aceea care asculta predica în biserică și apoi făcând un compendiu prin parohie și primind câte ceva întins și ia o masă și s-au trezit invitații dinaintea lor în farfurie cu un măr, cu un morcov, cu o roșie, cu un os de carne, cu o cârmoajă de cozonac, cu o felie de pâine uscată, cu un pepene murat, cu un cartof. Și au întrebat, Doamne, dați bați joc de noi? Păi cum pui tacâmuri de aur și nouă ne pui în bătaie de joc lucruri în glumă, în farfurie? Nu, nu, nu. Mâncați pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu. Mâncați, vă rog, mâncați. Și atunci preotul foarte întărătat a spus, Doamnă, nu vă permit să glumiți cu credincioșii parohiei noastre. Spuneți că ați vrut să vă bateți joc de noi, să ne disprețuiți și atunci știm ce avem de făcut. Nu, părinte, am vrut să vă țin o predică despre cum înțeleg credincioșii dumneavoastră Evanghelia în biserică. Eu sunt cerșătoarea care v-a vizitat săptămâna trecută. Și acum haideți să vedeți cum înțeleg eu Evanghelia. Și când a deschis în cealaltă cameră a sufrageriei celei mari, unde erau mese cu tot ce trebuia, plăcinte, fructe, mâncăruri, bunătăți, de toate, a spus, astea eu le dăruiesc lui Dumnezeu. Nu ce ați dăruit dumneavoastră, că ce dați aici pe pământ, aceea găsit sus. Și a zis preotul, vai ce rușine, vă rugăm să ne iertați, uite, o să vă punem aici la noi membri în Consiliul Parohial. Nu, părinte, lăsați, eu mă mai duc și în altă parte să văd dacă mai găsesc așa cunoscători a Evangheliei ca voi. Deci ăsta este un mod de milostenie, adică să dai cu dreptate sau cu demnitate sau să nu dai deloc. Și aici când vorbesc de milostenie, ea spune că trebuie să asude. Să nu aveți impresia că în momentul în care ai luat salarul, trebuie să pui bani în buzunar și de-a lungul bulevardului până acasă i-ai împărțit. Nu. Întinde mâna. Olobul, orbul, ciungul, șchiopul, nu boschetarul. Aia-s după muncă, că ziua e mare și e lungă. Al doilea fel de milostenie este sfătuirea și îndemnarea de bine. În momentul în care tu corectezi pe cineva, l-ai învățat adevărul. În momentul în care îi propovăduiești Evanghelia și morala creștină și chiar educația, dacă e nevoie, începând de la copilul tău și până la ultimul prieten, deja ai făcut o mare faptă. Și spune Chirila la Alexandrii, cine face din suflet rău suflet bun și-a acoperit lui mulțime de păcate. Și aici vreau să vă spun o întâmplare frumușică dintr-un pateric. O femeie avea un bărbat în pușcărie, dar alături de casa lor era și un gospodar din ăsta avut, cum avem și astăzi, și așa, și așa. Și s-a dus la ea și a spus, am nevoie de cutare sumă, 50 sau 30 de galbeni, să-mi scot bărbatul din pușcărie. La vremea aia se plătea ca un fel de cont, cum ar fi acum cauțiunea în termen modern. Și a zis,
ți dau, dar trăiești cu mine. Și femeia a spus, da, nicio problemă, dar vreau să facem un târg. Și a zis, pentru tine respect orice. Și a spus, uite, eu mă duc acasă să mă pregătesc, dar să ferit-o Dumnezeu Sfântul până mă întorc eu, să bei sau să mănânci sau să te culci sau să dormi sau să te speli sau să ieși pentru tine afară, stai în geam și mă aștepți cu bucurie ca să simt eu cât de mult mă poftești. Femeia s-a dus acasă și a văzut de treabă, s-a rugat, s-a dus la biserică și a făcut treburile în gospodărie și de-abia a patra, a cincea zi a zis, ei, de acum am să mă duc eu la ăsta să văd dacă îi mai arde lui de pofte și de nebunele. Și când s-a dus, ăsta era terminat și de oboseală. Era terminat și de foame și de sete, de-abia se clătina. El învățat animal mare, cu mâncare multă și când... Și când a ajuns, era deja în șocul ăla, știți, spasmofilitic. Vreau o gură de apă, cum ați-o dau să o bei? A băut ăsta însetat o cană de apă și femeia a zis, îmi pare rău, nu pot să mă culc cu tine, chiar dacă te superi. Am crezut că mă iubești pe mine mai mult, dar văd că iubește apa mai mult. Deci de vreme ce tu nu ții numai la mine, nu ai cum să trăiești cu mine. Și s-a rușinat și a înțeles înțelepciunea femeii, a băgat mâna în... Tașca cu bani, i-a dat banii și a spus, de-abia tu m-ai învățat ce este omul. Este o deșertăciune. Pentru că în zilele alea cât a stat și a flămânzit, dracul de sfârâul a ieșit din el, l-a luat neputințele. Așa și noi. Trebuie să ajungem să educăm pe cei din jurul nostru, să le scoatem în evidență neputințele, nu pentru a-i judeca, pentru a-i îndrepta. De aceea, părinții sunt obligați să taie bugetul copiilor când o iau razna, mamele sunt obligate să taie bugetul fetelor când își lungesc lipsurile sau neprezența pe acasă, când cer prea mult, când vor prea mult sau eventual când se stresează prea tare, să le arate și lor factura de la căldură, de la lumină, de la frigider, de la gaz, de la întreținere, de la toate, ca să vadă cum se câștigă banul și munca, ca să înțeleagă în ce constă binefacerea și milostenia. Deci, iată cum trebuie să împărțești săracilor. Și cea din urmă milostenie, care trebuie să o facem, este față de sufletul nostru. Sufletul nostru stă acolo închis în temnița inimii, înconjurat de patimile noastre și bune și rele, că sunt și patim bune și patim rele. Poți să ai patima milostenii, patima smerenii, patima blândeții, patima răbdării, astea sunt extraordinare, dar lângă ele mai este îngânfarea, vanitatea, mânia, răutatea, răzbunarea, ura, pisma, zgârcenia, lăcomia, răutatea, îmbuibarea și așa mai departe, beția, fumatul, crima. În momentul în care simți că sufletul e copleșit de acești diavoli, așa, încerci să-i faci și lui milostenie, un psalm, un tatăl nostru, o metanie, o gură de aghiazmă, o bucățică de anafură, câteva picături de ulei de la maslu, mâncare, un tatăl nostru când te culci, un împărate ceresc când te scoli, orice rugăciune cât de scurtă, un Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, milește pe mine păcătosul, ca să audă mintea ce spune inima. Și de ce lucrul acesta? Ca să-i dai deschidere spre lumină, ca așa spune el în psalm. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numelui Tău, Doamne. Du-l la biserică și arată-i potirul, du-l la biserică și arată-i lingurița, du-l la biserică și arată-i lumina cea adevărată, Duhul cel ceresc, credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Uite ce vrea. Deci asta e ultima milostenie. Și când vine și ultima milostenie, că am spus că jumătate de avere a dat-o săracilor, vine și finalul împătririi. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiul lui Avram. Deci când devenim noi fiii lui Avram? Când respectăm cele două porunci spuse, una de Pavel și una de arhidiaconul Ștefan. Voi cei ne tăiați împrejur la minte și la cerbice, tăiați-vă împrejurul inimii voastre, tăind patimile cele spurcate și făcând loc puterii lui Dumnezeu.
Deci în momentul în care ai spus, îmi pare rău de tot ce am greșit, doresc să nu mai greșesc, aș dori să fiu un creștin bun, să pun început bun și aș dori să pot să fiu credincios și să nu mai supăr pe Dumnezeu, preotul îți spune și el te iert și te dezleg cu puterea ce mi este dată în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pe tine robul lui Dumnezeu și apoi vine și spune, acesta se împărtășește cu cinstitul trup și sângea Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și viața de veci. Amin. Deci devine fiul lui Avram după credință și după har, nu după ființă. Deci iată cum noi cei astăzi de aici din biserică putem fi oricând vame și păcatelor noastre, vame și virtuților noastre, vame și neputințelor noastre, dar și vame și râvnei noastre, pentru că noi știm ce putem. Să ne străduim puțin, să ne luptăm puțin și să fim cu Hristos ca să putem și noi auzi în casa noastră sau în mintea noastră sau în urechea noastră aceste cuvinte. Astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, căci și acesta este fiul lui Avram, căci fiul omului a venit să mântuiască și să caute pe cel pierdut. Vedeți ce frumos să termină Evanghelia? Pe cel pierdut. Deci, vameșul Zaheu era aproape pierdut, cum spune la fiul risipitor. Pierdut a fost și s-a aflat. Ei, fiul risipitor s-a întors singur, rușinat și a căzut pe grumazul tatălui. O să vedeți când îi vine vremea. Peste câteva duminici, una, două. Dar vameșul a avut puterea să o facă public. Vameșul a avut puterea să-și mărturisească neputința în văzul tuturor. Dacă am nedreptățit, întorc împătrit. Iar dacă n-ați nedreptățit, să mă iertați că v-am atins sau v-am făcut observația de rigoare din predică și atunci înseamnă că am greșit eu și trebuie să ne pocăim împreună.